Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor și dragi prieteni care ne urmăriți, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Mulțumim întotdeauna bunului Dumnezeu care ne dă harul să transmitem aceste emisiuni. Mulțumim Domnului pentru Credo care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și cu ajutorul lor putem să intrăm în casele dumneavoastră. Și, de asemenea, mulțumim fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că ați așezat canalul pe Credo ca să fiți împreună cu noi. Ne rugăm și dorim din toată inima ca și emisiunea din ziua de azi să fie o binecuvântare și o sursă de har pentru viețile dumneavoastră. În ziua de azi avem împreună cu noi un frate scump pe care îl apreciez de aproximativ 3 ani de zile de când ne cunoaștem. Dumnealui slujește ca și păstor în Biserica Maranata, în La Roda, în Spania. În ultimii 3 ani de zile ne-a vizitat și a stat o perioadă de timp aici, în Phoenix, Arizona, la Happy Valley. Așa ne-am întâlnit și ne-am cunoscut. Anul acesta din nou este împreună cu noi și am considerat necesar și benefic pentru dumneavoastră ca dânsul să vină și să împărtășească cu noi toți câteva din experiențele de care Dumnezeu i-a făcut parte în viața dumnealui, atât în viața personală cât și în viața familială sau de slujire, după cum Dumnezeu îl va călăuzi. Pentru început, bine ați venit, frate pastor Nati Lică, de la La Roda, Spania. Bine ați venit în Arizona, bine ați venit din nou la Happy Valley și acum bine ați venit în studio la emisiunea Pași prin Credință. Ne bucurăm să vă avem împreună cu noi și sperăm că următoarele minute o să fie o binecuvântare pentru cei care ne ascultă și cei care ne urmăresc. Mulțumesc invitație care mi s-a făcut, harului, oportunității ca să pot să aduc anumite mărturii, așa cum se spunea, atât din viața personală, viața de familie, viața de slujire pe care Dumnezeu, în care noi credem, îl mărturisim, lucrează și în vremuri ca și acestea cu semne, cu minuni și noi suntem aceia care duce mărturia. Așa cum au spus atunci în vremea aceea când au fost pe pământ ucenicilor până la marginile pământului. Prin harul Domnului mă bucur din nou să ne reîntâlnim, să putem să avem acest timp acordat. Nu vreau să vă întrerup, dar dacă vreți pentru început să ne dați câteva detalii despre Biserica Maranata, unde slujiți și apoi o să începem cu prima experiență pe care vreți să o împărtășiți împreună cu noi. Prin harul Domnului am început Biserica Maranata, care se numește La Roda, în anul 2001, după care Domnul ne-a binecuvântat cu frați, surori, lucrând în viețile oameni, aducând la mântuire oameni nepocăiți, dând mântuirea în dar, așa cum spune, fără bani și fără plată. Avem harul acesta căci și anul acesta am avut 2 boteze în care tineri alungați de părinții lor de acasă, întrebarea se punea și întrebau părinții ce au găsit la pocăiți de merg și li s-a pus în vedere și în vigoare că dacă merg vor fi alungați de acasă. Noi, conducerea bisericii, am luat hotărâre căci noi vom primi, că îi primește și Domnul și Domnul s-a îndurat de ei înainte ca să ajungă la actul botezului în apă, nou testamental. Domnul s-a îndurat de a boteza cu Duhul Sfânt și au încheiat și legământ în apa botezului și încă nu i-a alungat de acasă și Domnul i-a primit ca fie a lui și în împărăția lui. Deci în 2001 a început biserica. Biserica este în Spania, dar e formată din români pentecostali emigrați în Spania și alții care s-au convertit acolo. Da, cu familie am început, de la 2 familii, biserica.
Și astăzi sunt două biserici în Roda, la fel cu oameni care au venit din România, oameni care s-au întors pe perioada aceasta a emigrării în Spania. La o perioadă oarecare, Domnul, așa cum vorbește și ceea ce vorbește duce la bun sfârșit și îndeplinește și împlinește cuvântul său. Spus că ce localul va fi neîncăpător, noi l-am luat un local și frații mă întrebau de ce l-am luat așa de mare. Am spus, într-un local mare poți să intre și mult și puțin, va fi, era o viziune pentru viitor, care Domnul mi-a dat atunci și Domnul s-a dus la îndeplinire cuvântul și este neîncăpătoare biserica. Deci localul care era mare cândva, când l-am luat, acum încet, încet devine neîncăpător. Și ne bucurăm, slujim Domnului în această biserică pentru vreme și un timp care Domnul ni l-a dat, ni l-a pus la îndemână, să fim lucrători de împreună cu El și dorim cât El ne va mai ținea atât în viață cât și în Spania, să putem să slujim, să putem să stăm la îndemâna Lui și să fim lucrători de împreună cu El. Cu ce experiență doriți să începeți? O experiență specifică? Știu că aveți o mulțime și va fi greu să alegeți dintre ele câteva care să le împărtășiți înainte împreună cu noi, dar cu una trebuie să începem. Da. Sunt multe experiențe, așa cum fiecare slujitor avem experiențe personale, avem la modul familiei, la modul general al bisericii, al lucrării. Voi începe cu una dintre, la modul personal, cum Domnul m-a vindecat, oamenii spunea că nu mai este șansă decât numai prin operație. Domnul nostru, care este medicul medicilor, El intervine și El nu-i trebuie și nu-i nevoie de operație. Ce și s-a întâmplat? Cu mai mulți ani în urmă, după ce o durere la coloană, la spate, mă gândeam tot timpul, am fost la medici în Spania și au spus că ce sunt rinichi. Într-o împrejurare, ajungând în România, mergând în oraș în vizită la Spitalul General, și mi-am făcut o radiografie, un ecograf, și atunci au descoperit că nu sunt rinichi, ci este hernie de disc și loboșteatică la coloană, la spate. Tot a trecut mai, o perioadă mai lungă, a devenit durerea insuportabilă, munca nu este simplă, așa ca și oriunde, este pe pământ, trebuie să muncim, să ne dăm toate silințele, arătând că suntem și credincioși, depunând eforturi. Am ajuns la un moment dat insuportabilă durerea. Și au durat ani de zile discutând cu mai mulți care au fost și la operație, cu un director care este director de bancă, n-a lucrat nici în construcții, nici în alte domenii și s-a operat de 7 ori la spate, având hernie de disc și totul n-a fost nimica. Atunci m-a descurajat, am zis, dacă apelez la oameni, oamenii nu pot să rezolve situația. Am zis, decât singura soluție, intervenția este și rămâne decât la Dumnezeu. Au trecut o perioadă când situația era, munceam din greu, am intrat în anii 2006 în construcții, am zis că ar fi mai ușor, dar era din ce în ce mai greu. În construcții durerea era insuportabilă. Și trebuia... vorbim despre muncă fizică, nu chiar muncă la birou. No. Chiar și munca la birou presupune un stres uriaș pe ultimile vertebre ale coloanei, dar munca în construcție, bineînțeles că presupune și cauzează niște presiuni uriașe pe coloană și, prin urmare, dureri, cum spuneați, insuportabile. Deci munceați într-un domeniu care nu vă ajuta. Munceam normal în domeniul construcțiilor, fiind multe materiale de cărai în mâini, în brațe și normal că îți declanșa o durere insuportabilă. La un moment dat, dimineața, când trebuia la fel să plec la muncă, mă duceam la ghiuvetă, nu mă puteam nici măcar să mă aplec, să mă aduc, să mă spăl pe față, trebuie să aduc apa, să mă pot spăla pe față, nu puteam să-mi pun papuci în picioare, sosetele și de multe ori să nu necăjez soția, mă încercam, mă chinuiam cum puteam și să pot să mă pregătesc să plec la muncă. Asta a durat o perioadă de lung timp, îndelungat,
vreo câțiva ani de zile, la un timp am spus Domnului, Doamne, cum pot să mă duc să mă rog pentru un bolnav, eu fiind bolnav? Și deci nu a fost o perioadă de câteva săptămâni. Nu, a fost o perioadă îndelungată, ani de zile, cel puțin 2-3 ani de zile, de când a fost, era insuportabilă durerea. Și trăiați mergeam și vă desfășurați activitatea cu durerea aceasta. Exact, cu durerea aceasta mergeam la muncă, munceam zilnic, veneam de la muncă, obosit și cu durere. Când era durerea mai mare? Seara sau dimineața când vă trezeați? Dimineața când era să merg la muncă, să mă echipez, eram amorțit așa și nu mai puteai, cum spuneam și specificam, nici să te apleci, nu te lăsa din punctul ăla, era un punct mort așa de durerea care să fixa și nu te lăsa să te îndoiești. Vă întreb că și eu am avut ceva probleme asemănătoare și pentru mine, când trec prin astfel de faze, durerea e mai mare dimineața decât seara. Se pare că în timpul zilei se uzează, se mișcă, se retrage puțin apa și se desumflă discurile, iar în timpul nopții se colectează apă, se umflă și se pune mai multă presiune pe nervi. Interesant. Deci dimineața durerea era mai mare, după care slăbea puțin în intensitate, dar rămânea. Da, și a trăit cu această durere câțiva. Câțiva ani de zile a mers așa muncind, căci asta e situația emigrării, munca de jos pentru orice emigrant, dar închinându-ne, rugându-ne lui Dumnezeu, apelând la El, cum spuneam, a venit într-o zi, ziua când a trebuit să scap de durerea aceasta. Eram, cum spuneam, trebuia să ajungă un frate din România, musafir, într-o duminică dimineața. Eram la biserică ca și de alte dăți. S-a terminat timpul de rugăciune. Frații n-au ajuns, fratele musafir cu fratele care îl aducea de la Madrid. A mai dat drumul la o cântare și în timpul acela au ajuns frații. I-am solicitat să vină în față. N-am apucat să termin și cântarea, n-am apucat să intru în dialog cu ei, să discutăm puțin ceva, ca să pentru continuarea programului, desfășurarea programului. În timpul ăla am spus, facem o rugăciune și în timpul rugăciunei ce am făcut, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât, prezența Duhului Sfânt în biserică peste frați, a fost o cercetare enormă, din care eu în timpul acela am auzit o șoaptă, o voce care îmi spunea tot timpul, pune mâna acolo unde te doare, căci astăzi mă ating de tine. Eu în timpul ăla am început să pun mâna la spate și a ieșit prin fratele care a venit chiar și o lucrare, că era un frate lucrător, era un frate proroc, a ieșit o lucrare prin dar de prorocie și a spus, puneți mâna fiecare acolo unde vă doare, că astăzi eu, Domnul, mă ating de voi. În ziua aceea a fost o zi minunată, o zi grandioasă pentru multe persoane, dar cel puțin pentru mine a fost o zi în care Dumnezeu mi-a luat durere, am fost vindecat, n-a trebuit să mai ajung la medici, la oameni, la operații, așa cum spuneam și menționam, un om care n-a lucrat în efort fizic dur și s-a operat de 7 ori și tot așa spune, l-am întrebat după operații și nimic nu se vede, nimic rezultat, dar Dumnezeul nostru, care este mare, face lucrări mărețe, El n-a avut nevoie să ajung la operații, să mă opereze, și El a rostit în dimineața aceea un cuvânt, s-a atins și în urma atingerii am lucrat de atunci mai dure lucrări, mai grele, mari greutăți am ridicat. Eforturi mai mari, stresuri mai mari. Și de atunci încoace n-am avut nimica și am spus Domnului că ce am să-L mărturisesc oriunde voi ajunge, ce minune a făcut, ce face pentru noi, cei care ne încredem în El, pe cei care dorim să se atingă de noi și îl vom mărturisi, că aceasta este lucrarea lui măreață, așa cum spune salmistul, că m-a scos din groapa pieririi, din fundul mucirii, m-a pus pe stângă și în gură o laudă, o mărturie. Noi trebuie să-L mărturisim, să spunem lucrările mărețe pe care El le face, ca să poată oamenii să creadă și să-L accepte în viața lor ca Domn, ca Mântuitor, ca medic, ca Salvator, vindecător. Și totul ceea ce avem nevoie și depindem de El. De aceea, pentru lucrul acesta, oriunde voi fi, oriunde voi ajunge, voi spune pretutindenea lucrarea măreață pe care au făcut-o și oamenii și medicii spuneau că nu este șansă, nu se poate decât numai prin operație, dar de atunci încoace
pot să dau slavă Domnului. Fără operație. Un detaliu care cred că merită reaccentuat și eventual clarificat sau lămurit, un detaliu care l-am prins. Rugăciunea la care Dumnezeu v-a vindecat și s-a atins de dumneavoastră, rugăciunea aceea ați provocat-o înainte de a continua slujba cu musafirii care au sosit. În timpul rugăciunii spuneați că Duhul Domnului vă vorbea, îl auzeați la nivelul Duhului, nu neapărat cu urechea, dar Duhul lui Dumnezeu striga ca sub forma unei porunci: puneți mâna pe rană sau puneți mâna la spate sau puneți mâna unde te doare. Am înțeles bine partea asta? Duhul Domnului fiind încă o dată, în timpul rugăciunii, în timp ce am propus și am dat bisericii să intrăm, să ne rugăm în rugăciune până când vom ajunge să continuăm slujba și programul în dimineața aceea, atunci Duhul s-auzea acea voce până când n-a ieșit prin dar de prorocie. Așa, deci n-a ieșit aici prin detaliu, dar de prorocie. Eu am auzit singur, nu restul de frați care au fost în ziua aceea atinși de Duhul Domnului, vindecați, tămăduiți, și alte persoane care la fel au mărturisit mai pe urmă. La modul meu personal a fost că ce auzeam în Duhul șoapta aceea: pune mâna acolo unde te doare, că eu astăzi mă ating de tine și te vinde. Deci Duhul vă vorbea în mod individual, fără ca să audă alții sau să fie alții conștienți de ce se întâmplă la nivel personal. Exact. După care vorbim la interval de minute, fără ca să aveți o conversație cu persoana care a vizitat biserica. Exact. Până nu ești prin dar de prorocie și să audă vocea ca Domnul vorbind și celorlalți frați, surori, persoane, ca să pună mâna acolo unde îi doare sau problema care o au, eu am avut personal vocea, am auzit-o, eu deja am pus mâna și apoi la câteva minute a ieșit vocea prorocia. Prin dar de prorocie Domnul a vorbit și celorlalți care aveau probleme, dureri, în care Domnul s-a atins. Și care a fost reacția dumneavoastră când ați auzit că Duhul Domnului printr-un vas, printr-un proroc, declară acum public ceea ce Duhul vă vorbește dumneavoastră la nivel personal? Mă gândesc că momentul respectiv a reprezentat o confirmare, o asigurare, o garanție că într-adevăr Duhul e acolo și va lucra. Mi s-a întâmplat de multe ori când auzeam vocea Duhului Sfânt vorbindu-mi, șoapta Duhului Sfânt, dar eu am înțeles concret că Domnul în ziua aceea are un plan măreț să facă, vrea să atingă de mine, eu am fost pus mâna, dar când El a confirmat, mi-a întărit credința că ceea ce Domnul vorbește, atât la modul personal, cât poate vorbi la modul general și altor oameni, care că și același Duh și același Domn este cu aceeași călăuză a Duhului Sfânt peste toată adunarea sau toată biserica care eram în dimineața aceea. Slăvit să fie Domnul! O lucrare deosebită și în mod minunat în care Duhul Sfânt se armonizează în modul în care vorbește unei persoane sau alteia. Putem să continuăm cu a doua experiență la care vă gândiți, a doua întâmplare adevărată în care scoateți în evidență modul minunat în care Dumnezeu a lucrat. Vă ascultăm. Da. Vreau să duc o altă mărturie, o altă dovadă prin care să arătăm puterea lui Dumnezeu, să arătăm minunile lui Dumnezeu. În anul 2006, în luna lui ianuarie, eram să merg la un nepot la o căsătorie în Rocheta de Mar, în Almeria, în sudul Spaniei, o distanță de vreo 400 și vreo 20-30 de kilometri. Mergeam, distanța fiind mare între biserici, mai rar, dar cu anumite ocazii speciale,
nunți, botezuri, acte de cult, ceea ce le facem și în biserică, cât și în afară, în alte biserici unde suntem chemați. Atunci, de data respectivă, eram cu diaconul care îl avem în biserică, un frate. Am plecat de seara ca să putem să fim pentru dimineața acolo la nuntă și am spus să mergem să vizităm și o biserică în care n-am fost de mulți ani, tot mă chemau, nu puteam să ajung la ei. Nunta era într-o altă biserică, fiind în perioada aceea erau 4 biserici pentecostale și frații mă întrebau, fratele, că vii în rocheta, vii numai la Elim. Biserica pe timpul acela era păstorită de fratele Simi Văsuț și la un moment dat am decis în seara respectivă, în sâmbătă seara, să mergem la biserica Maranata, era în port pe timpul acela, mai pe urmă, mai târziu s-a mutat din port, unde și acum poartă denumirile încă funcționează și este păstorită de fratele Mitică Bozbici, Sandu Bor. Și era atunci pe vremea aceea în port, am mers, nu știam ce se întâmplă, nici nu știam unde e locația, dar în final pe drum am găsit doi frați care mergeau la biserică, anumite surori, care am putut ca și în vremea aceasta să le descoperim că sunt surori, erau acoperite, îmbrăcate cu vincios și rochii cu batic în cap. Exact. Și ne-a fost o călăuză și ne-au ajutat să putem să ajungem la santuar, la locație. Am ajuns la locație în seara respectivă, nu știam ce program au, ce slujbă au, în timp ce fratele Mitică Bosmici a deschis programul, a spus în seara aceasta vom avea stăruință după Duhul Sfânt. Ne-am bucurat, s-au bucurat și ei de prezența noastră, ne-am bucurat toți de prezența Domnului, prezența Duhului Sfânt. Domnul a început să cerceteze anumite persoane, au intrat în stăruință, au intrat anumite persoane sub cercetarea Duhului Sfânt. Dar la un moment dat a venit acolo o persoană care era demonizată. În timpul acela s-au oprit și cei care stăruiau, le-a fost frică când a văzut că ce se întâmplă, n-au văzut poate anumite lucruri, anumite evenimente de genul acesta. Cei care erau anumiți slujitori acolo, văzând omul respectiv cum se manifestă, sub ce formă, le-a fost frică la anumiți slujitori. Atunci eu am spus, dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, avem chemare din partea lui Dumnezeu, suntem autorizați de Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne fie frică, noi nu mergem în puterile noastre, ci noi mergem în puterea celui care El a spus că ne-a dat toată puterea și Lui a fost dată toată puterea în cer și pe pământ și ne-a dat-o și nouă și noi mergem în numele Lui și facem lucrarea că suntem lucrători de împreună cu El. Ne-am apropiat de acea persoană, a început să dea de pământ, a început să facă spume la gură, să țipe, să toate felul de duhuri până a fost eliberat de anumite stări, de anumite duhuri care erau în el. A fost poate undeva la o jumate de oară, 45 de minute a durat toată țipătul acesta, tot strigătul acesta, toată manifestări scena, ciudate, da, care, cu care oamenii nu sunt obișnuiți. Da, nici biserica, nici frații, nici slujitorii, cel puțin nici, chiar în forma aceasta, în genul acesta, nici eu n-am întâlnit oameni demonizați. De anumite stări, de anumite duhuri am mai întâlnit, ne-am rugat, am văzut eliberări, dar în seara aceasta a fost o seară unică, o muncă mai grea, dar a fost un rezultat bun și frumos. Domnul, așa cum spuneam și menționam, după o jumătate de oară, 3/4 de oară, omul acela a fost pe deplin eliberat și omul acela s-a încredințat viața în mâna Domnului așa cum trebuie un credincios să aibă. Fiind mulți oameni și în vremea aceasta se numesc creștini și spun și cu lumea și cu Dumnezeu, dar când Dumnezeu lucrează în viața unui om și îl schimbă, îl transformă și pune în el ceva, atunci în el se produce o naștere din nou și în omul acela se vede o trăire, o apropiere de Dumnezeu, o dorință de a trăi numai pentru Dumnezeu. Care a fost reacția lui după eliberare sau primele lui cuvinte sau primul dialog? Ce vă aduceți aminte despre manifestarea lui de după eliberare? Ne-a dat câteva detalii despre modul de manifestare a lui sub influența și stăpânirea acestor duhuri
țipete, strigăte, urlete, spume la gură, trântiri la pământ. Ce s-a întâmplat în momentul eliberării și după eliberare, dacă puteți să descrieți? Da, putem să spunem câteva dintre ele, unul fiind manifestarea aceei persoane, era bucuria după ce a ieșit, după acea stare în care el, nu l-am întrebat personal dacă el înainte anumite stări mai a avut de genul acela, cum se simțea înainte, dar după ce s-a fost terminat toată scena aceasta și el și-a revenit, după oboseala care și trupul i-a căzut epuizat, era... Era stors de putere, da, transpirat, da, exact. Fără vlagă. Nu mai avea nicio putere în el și după ce s-a recuperat și-a putut să-și vină puțin în fire, a putut să spună, să-ți manifeste bucuria lăuntrică, cât și exterior să arate pe fața lui un zâmbet, o bucurie, dând slavă Dumnezeului acestea care l-a putut să le libereze de anumite stări, de anumite duhuri, de anumite apăsări pe care veneau peste el. Făcea tot felul de chiuturi, de duhurile care erau în el. În timpul ce a fost eliberat, el pe fața lui se vedea o față care senină, o față care manifesta o bucurie lăuntrică care deja apărea pe fața lui exterioară, ceea ce deja era în lăuntru, care putea să spună. Pacea aceea pe care o dă prezența lui Dumnezeu, liniștea aceea sufletească, care radiază pe fața omului, ca și în momentul în care oamenii sunt botezați cu Duhul Sfânt și trăiesc. Da, e o bucurie, e o schimbare, o transformare. Omul să simțea că nu mai este pe pământ, să simțea, spunea că și în timpul ăla că se ridică de jos, de la sol, îl mișca acea putere care, după ce a fost eliberat, Domnul ne-a rugat pentru el. El a intrat, a rămas în continuare în seara respectivă la stăruință și Domnul l-a luat în prezența lui. Nu l-a botezat atunci, dar l-a botezat mai târziu Domnul și cu Duhul Sfânt, căci acesta e Domnul nostru, care el întâi curățește, spală și apoi, pune umple un lucru. Dar seara respectivă a reprezentat pentru acest om momentul decisiv în ce privește viața lui spirituală, momentul în care s-a hotărât pentru Domnul, a fost omul conștient de faptul că Dumnezeu l-a eliberat și că el acum are obligație față de Dumnezeu ca să slujească Domnului și a oferit în mod expres și verbal dedicarea lui, dorința lui de a călca pe urmele Domnului Hristos, de a împlini Scriptura, de a se apropia de Dumnezeu și așa mai departe. A fost o experiență și o cuvânt care și public l-a publicat în seara aceea. El s-a dedicat și s-a decis ca din seara aceea să-L slujească cu toată puterea, cu tot sufletul pe Dumnezeu, care s-a îndurat de el, care i-a dat harul acesta ca să fie eliberat de acea stare, de acea povară, și a lăsat peste el, îi mulțumea lui Dumnezeu pentru prezența și pentru cercetarea Duhului Sfânt, care în seara aceea, pe urmă, Domnul a botezat multe suflete, altele au rămas sub cercetare și el, fiind unul rămânând sub cercetare, a putut să-ți manifeste bucuria și spunând că și dorește să-L slujească pe Domnul și să rămână Domnului credincios. Deci vorbim despre un om care a fost legat, da, legat de cel rău cu toate lanțurile, și puterea Domnului în seara aceea le-a rupt pe toate și iată un om acum liber, pregătit ca să slujească, exact, pe Dumnezeu. Exact. Ce putem să spunem la toate acestea decât slăvit să fie Domnul? Amin. Fiecare experiență, fiecare minune, fiecare mărturie a fraților cu care stăm de vorbă confirmă și reconfirmă și din nou confirmă faptul că Dumnezeu se implică în viețile oamenilor, Dumnezeu este real, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu nu e doar un Dumnezeu al cosmosului, foarte distant, ascuns undeva în univers, privește de la milioane de ani lumină înspre
firul de praf care este omul, omul care se zbate cu problemele vieții în fiecare zi, și de acolo Dumnezeu din când în când poate că mai intervine. Fiecare interviu, fiecare discuție pe care o am cu oamenii care vin și împărtășesc lucrările lui Dumnezeu este o confirmare și o dovadă a faptului că da, Dumnezeu lucrează, da, Dumnezeu se implică, da, Dumnezeu intervine, da, Dumnezeu este real. Scepticii, ateii pot să contrazică, dar nu pot să anuleze, nu pot să șteargă și nu pot să desfințeze realitatea. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Putem să continuăm cu alte experiențe care vă vine în minte, la care v-ați gândit, care vreți să împărtășiți împreună cu noi? Da. O altă experiență pe care am avut-o după criza care a venit în Spania, în perioada care cred că tot la fel cum Domnul o îngădui ca să ieșim din România, fie unii în Europa, în Spania, în Austria, în Germania, alții în America. Venind criza îngăduită de Dumnezeu, că Dumnezeu... În perioada anilor 2008, imediat după America, a venit și în Spania, dacă nu greșesc. Exact. 2008-2009. A început, a fost mai dur până în anul 2013, a început să-ți mai revină puțin, să-și dea drumul economia. În perioada aceea de criză, Dumnezeu are toate lucrurile în control, așa cum spune, toate firul de păr din cap sunt numărate și nu cad fără știrea Lui. Și, băi, cât de bun contabil am fi, cât de buni oameni, să avem toate lucrurile în control, nu putem să știm nici cât să avem, nici cât s-o căzut și cât s-o rămas. Dar El are contabilitatea aceasta, le are toate în control și nimic nu se întâmplă să nu fie în control Lui și să știe El. Și atunci El a îngăduit criza aceasta și, așa cum spuneam, anticipam, o îngădui să ieșim, îngăduiește criza ca să vină, ca să oamenii se apropie de Dumnezeu, chemam pe oameni la biserică în perioada când era economia bună, spuneam lucrăm pe metru, alții șoferi pe kilometru și nu mai aveau timp să ajungă la biserică. Dar Domnul atunci au tăiat și metri și kilometri și au spus să vă dau eu timp să ajunge și la biserică. Și oamenii în timp de strâmtorare, oamenii caută mai mult pe Dumnezeu, stau mai aproape de Dumnezeu. Și venind criza aceasta, Dumnezeu a făcut de așa natură ca o perioadă cu toate relațiile să-mi arate și mie, ca slujitor, ca și om, căci toate sunt în controlul Lui și nu depind de oameni, ci depind de El. El când întinde mâna, spune cuvântul că toate se saturi, iar când își retrage mâna, toate mor și se duc în țărână. Și atunci, prin criza aceea, prin relații, prin cunoștință, n-am putut nici cum să ajung un loc de muncă să am în perioada respectivă a anului 2012. Și la un moment dat mi s-a oferit în câmp, fără căci terminând sistemul sau linia aceasta agronomiei, dar am lucrat în agricultură. Dar Domnul m-a îngăduit atunci să ajung să lucr în agricultură și cea mai de jos după și după construcții, că e mai, cum anticipam și spuneam, că e mai greu construcțiile de câmp, e și mai grea și mai dură și mai în bătaia căldurii și a soarelui. Deci a trebuit să renunțați la, în domeniul construcțiilor. Da, și să și ne profilăm pe domeniul agriculturii, mai funcționa cât de cât agricultura. Și atunci am ajuns acolo în agricultură, în câmp, să muncesc în anumite sezoane, cum sunt cel puțin în zona care suntem noi, a Castilului La Mancea, zone unde se cultivă foarte mult și sunt foarte mulți români și alte naționalități lucrează în perioada aceasta, sezonul de vară, atât usturoi, ceapă, struguri, atât din România cât și la nivel din Spania, care lucrează. Și am ajuns să lucrez acolo. Lucrând acolo, la un moment dat am întâlnit între 30 și 40 de români care veneau din diferite zone ale României, unde nu era biserică, nu au auzit de biserică, de pocăință, de Dumnezeu. Înjurau de anumite forme că te îngrozeai, cum înjurau, blestemau pe Dumnezeu, dar unii totuși dintre ei care mă cunoșteau,
Au spus, măcar fie vă rușine, dacă de Dumnezeu nu vei fi rușine și vei frică de omul acesta, că e aici între noi, în mijlocul nostru și în jurăturile pe care le înjurați. Și să aveți un pic de respect. Da, ei se mai stăpânea, mai aveau unii respect, alții nu puteau să se abțină. Și la un moment dat am intrat în dialog cu ei, discutam despre Dumnezeu, anumite lucruri, mărețea lui Dumnezeu, prin care... La un moment dat, unele persoane la anumite acte de cult, boteze, îi invitam, mi-am invitat și atunci, în perioada aceea, veneau unii la anumite programe la biserică și frecventau. Dar unul dintre ei, fiind din zona Bistriței, de pe Bârgău, știm cei care cunosc unde mergeau bârgăonii în România cu canapele, unde mergeau o dată, a doua oră, nu mai puteau să meargă. Că așa le făceau de bune, de așa natură, dacă mergeau a doua oră, nu mai aveau vânzări acolo și poate se întâmpla ceva. Omul acela era un om îndoctrinat, nu vrea să știe de Dumnezeu. El decât de biserică, dacă spunea că ce, când s-a căsătorit, a mers, dacă l-au dus părinții lui, el credea pe Dumnezeu de o formă oarecare și că Dumnezeu e dator să-i dea, să-i facă, parcă Dumnezeu ar fi obligat anumite lucruri să le dea oamenilor. Și omul acesta a fost înduplecat în două rânduri de cineva și a acceptat să vină de rușine la biserică, odată la un botez nou testamental, într-o biserică în apropierea Rodei, la undeva la 35 de kilometri. A fost un botez și a fost invitat, a venit, chiar l-am întâlnit, am dat mâna cu el, l-am întrebat dacă a mai fost la biserică și a spus niciodată, nu a fost la o biserică de pocăiți să vadă cu mâini ce se întâmplă. Deci prima lui vizită la biserică penticostală a fost cu ocazia unui botez în apă, invitat de dumneavoastră sau de un prieten de-a lui? De un prieten a fost invitat. Da, și el a acceptat invitația. Pe urmă, la câteva, două, trei săptămâni, a fost din nou la Roda un alt botez și a fost din nou invitat. Și cred că i-a plăcut, de aceea și a acceptat să vină din nou la botez. Și n-a trecut o perioadă foarte scurtă de câteva săptămâni, zile, când omul acesta a trecut printr-un șoc, un preinfart, care chiar și românii și spanioli au crezut că ce s-a întâmplat, s-a strâns oamenii acolo ca și când se întâmplă un eveniment groaznic, un accident. În fața parcului, omul acela a căzut, era cu copilul de mână, a ieșit în parc. Este undeva în 46 de ani, dacă face anul acesta, din câte rețin și deci cunosc. Deci nu vorbim de un om de 70 de ani, totuși un bărbat tânăr în puterea vârstei, da, care în fața unui parc a căzut jos. A căzut jos, era cu copilul de mână și în timpul acela, șocul acela i-a dat-o și a căzut jos, a fost inconștient, el n-a mai știut nimic despre el. Duhul a ieșit din el, a intrat înapoi de trei ori, s-a repetat lucrul acesta, a venit Crucea Roșie, au venit medici, n-au putut să facă nimic, l-au dus mort la spital și au declarat mort. El a intrat în comă fiind o perioadă îndelungată. În perioada aceasta, după câteva zile, m-a sunat soția lui, care mi-a găsit numărul de telefon și a spus să ne rugăm pentru el. Noi ne-am fost rugat fiind având cunoștință de cauze de la câțiva prieteni de-a lui, care cred că unul dintre ei care l-a chemat la botez la biserică, uh-huh, și ne-a rugat pentru el. Dar una dintre zile, în săptămâna următoare, după ce s-a întâmplat lucrul respectiv, m-am dus la spital, era introdus la reanimale, în comă, nu puteai decât printr-un geam să-l vezi. La moment respectiv eram cu soție, mai eram încă cu familie. Am ajuns și am spus, mă rog, decât Domnului, n-avem ce face, decât Domnul, dacă poate să facă ceva, dacă poate interveni El. El este acela care poate să dea viață, dacă poate să-l readucă la viață, ca să dea și mântuirea sufletului. Am făcut o rugăciune de câteva minute acolo, stând pe acel hol, în fața acelui geam, pe care ne despărțea de el. Și m-am rugat sub forma aceasta Domnului și după două săptămâni de comă, care medicii au spus să-l scoată din aparate, să vadă că ce nu mai aparatele decât îi mai țineau pulsurile,
Și la un moment dat o să era ziua când trebuie să-l scoată din aparate. În ziua când medicii s-au gândit să-l scoată din aparate, Dumnezeu l-a readus la viață. Deci după două săptămâni după de comă? După două săptămâni de comă. Atunci, chiar în ziua respectivă, când l-a scos de pe, din camera unde era la reanimare și l-a dus pe salon, am avut din nou harul să fiu chemat de soția lui cu nevasta, care am mers la spital, la aproximativ 35 de kilometri, unde este spitalul județean. Am mers și reacția soției era să-l întrebe dacă cunoștea sau nu încă cunoaște bine. Avea anumite pierderi dimineața când a fost la el, el anumite, n-avea în totalitate revenită starea aceea memoria. De perfecțiune, memorie, totul, și a fost instinctul soției să-l întrebe dacă mă cunoaște. Așa. În timpul acela când l-a întrebat soția lui dacă mă cunoaște, cine sunt, el a spus, ce fratele Lică, mi-a zis, frate încă. Ah. Eu m-am rugat Domnul, biserica s-a rugat Domnului și când m-am despărțit, cuvintele mele de rămas bun de despărțire față de el a fost și am zis, te așteptăm la biserică. N-a durat prea mult timp, decât câteva săptămâni, chiar și el, intenția lui sau vocea lui care a spus soției lui a fost și a spus, ce am să mă duc la biserica care este lângă Aldi, acolo este un supermercado, Aldi lângă noi, lângă locație, lângă santuar. Și așa cum a spus, omul acela s-a luat această hotărâre și a venit la biserică. Eram într-una dintre seri când... Dacă putem să mergem doar un moment înapoi la spital, când el a fost în perioada aceasta de coma de două săptămâni, țineți minte dacă medicii au exprimat vreo opinie cu privire la starea lui de sănătate, la șansele lui de întoarcere la viață, la posibilitatea de a-și reveni din nou să fie 100% om normal, la posibilitatea de a-și reveni doar cu un anumit procentaj din capacitatea memoriei lui sau funcționarea creierului. Dacă aveți ceva detalii sau dacă țineți minte că a fost în discuție subiectul respectiv. Pot să spun atât din ceea ce spuneau medicii, cât și din ceea ce am văzut cu ochii mei anul trecut după ce m-am întors de aici, din Phoenix, din America, m-am dus înapoi în Spania. Am fost chiar în săptămâna precedentă rugat de el, trebuie să meargă la control. El a fost o perioadă de un an de zile sub controlul, sub privirile medicilor, în atenția lor. Și m-a rugat în săptămâna respectivă, într-una din zile, să mă duc cu el la spital. Mergând la spital, când el a revenit, a întors de la medic, care tot timpul îl avea sub privire, în control, mi-a dat actele și să citesc ceea ce specificau și actele, hârtiile în care medicii au specificat. Medicii s-au exprimat punctul de vedere în timpul acesta, cât el a stat în comă, atât public, cât i-a spus soției lui, cât rudenilor lui care îl vizitau, spunea șansele sunt nu mici, foarte mici, de 1% dacă sunt, 1%, din cauza dacă el 1% își va reveni și va reveni la viață, el va rămâne o plantă, o legumă și va fi un om cu inormal, fără cu facultățile mentale normale și va rămâne pentru totdeauna cu anticap. Dar Dumnezeul nostru, care El când vindecă, când tămăduiește, când îți face lucrarea Lui desăvârșită, cum trebuie să o facă, nu mai rămâne urmare și astăzi El este un om sănătos, un om care anul acesta, vreau să menționez aici, căci așa cum spuneam noi, Biserica Pentecostală crede în lucrarea Duhului Sfânt, a prorocilor, a oamenilor lui Dumnezeu care vorbesc, transmit mesajul lui Dumnezeu, un om care a fost adus la noi la o noapte de veghe, care n-am l-a cunoscut niciodată, nu cunoștea, vorbim prima dată în biserică, a avut o lucrare, omul acesta de încurajare, familia lui de îmbărbătare și a spus, tu ești o minune că ești aici și ești în viață, fiindcă eu, Domnul, făcem m-am înturat de tine să-ți dau și viață și să-mi dau și mântuire. Slăvi să fie Domnul! V-am întrebat mai înainte, poate putem să reconectăm firul.
L-ați lăsat în ziua aceea la spital pe acest viitor frate. Dumnealui a promis că o să vină la biserică. I-ați spus când v-ați despărțit că o să-l așteptați la biserică. Ce s-a întâmplat după aceea? Asta a fost un cuvânt de despărțire care totuși noi am spus ne rugăm pentru el și îl așteptăm la Roda, îl așteptăm la biserică. N-a durat o perioadă de o săptămână, cred că l-a lăsat acasă și după vreo 2-3 săptămâni omul acesta, așa cum a promis, că va veni la biserica Pentecostală, biserica Maranata, lângă Aldi, și a venit la biserică. Venind la biserică, omul acesta, frecventând biserica, era într-o duminică seara când o fată din zona Sucevei m-a rugat, fratele, că uite, la noi este obicei, în zonele fiind din atâtea zone ale României, atâtea tradiții, atâtea obiceiuri, ca și oriunde, au spus, face, când vrei să închei legământ, la noi se face chemare, te predai și biserica se roagă. Fac, ok, nu-i pentru mine un lucru care să mă depășească, am să fac lucrul respectiv. În timp ce am făcut pentru persoana care mi-a cerut lucrul acesta, am ieșit și alte două persoane pe lângă fata respectivă, dar o voce în, parcă mă ținea și îmi spunea tot timpul să nu accentuez, să forțez cumva nota, parcă îmi suna vocea să nu fac cumva pentru persoana aceasta, să se simtă cumva și să iasă în față. Dar în asta, la altă ureche, auzam o altă voce, scurte vremea când va veni și va face singur lucrul acesta. N-au trecut, a trecut seara respectivă, ne-am încheiat activitatea, lucrarea în casa Domnului și 2-3 săptămâni, să nu greșesc, când persoana respectivă, fratele acesta care și pe nume este Nicu Sălăgean, așa cum spuneam, undeva din zona Bistriței, din Bârgău, a venit singur și a spus, fratele, că ce vreau să mă predau Domnului și vreau să fac legământ cu Domnul. Și omul acesta a ajuns când la fel, în duminica următoare, l-am chemat în față și ne-am rugat pentru el. Biserica și azi. El a rămas și a ajuns să încheie un legământ cu Domnul și astăzi este în casa Domnului și este un membru, este o mărturie, o dovadă, așa cum menționam, că și Duhul Domnului a confirmat și lui că e o minune prin care Dumnezeu a făcut-o în viața lui, în viața de familie, fiind nevasta era căzută de la credință, prin aceasta a întors-o și pe ea, a trezit-o chiar când ea m-a căutat la telefon, a fost gândul meu și i-am spus lucrul acesta, nu-ți sună nimica și îți dă de înțeles că prin aceasta te-a trezit Dumnezeu în ultimul ceas și pe tine și prin aceasta Domnul i-a trezit pe amândoi și sunt o familie în biserică, un copilaș și biserica se bucură de ei, de implicarea lor, de ceea ce Dumnezeu a făcut și este o mărturie care Domnul nostru, așa cum spuneam, El readuce oamenii la viață și dându-le asta și viața, le dă și mântuirea sufletului. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul petrecut împreună cu noi, pentru experiențele împărtășite care considerăm, cum spuneam de la început, că vor reprezenta o sursă de binecuvântare și încurajare în credință pentru telespectatorii noștri. Iată, dragi prieteni, frați și surori și stimați telespectatori, încă o dovadă în ziua de azi a faptului că Dumnezeul nostru este viu, este viu și lucrător împreună cu cuvântul Său și intervine în viețile oamenilor atunci când El consideră și stabilește că este necesar. Iată trei mărturii frumoase, o vindecare personală, o eliberare de demoni pentru un om care a fost stăpânit de cel rău și o minune, o vindecare a unui om care trebuia ori să rămână în inconștiență, în comă, pe patul spitalului, ori dacă își revine la viață să rămână o vegetală și o povară pentru familia lui, dar Dumnezeu a hotărât ca să-i dea sănătate, să-i dea viață, să-i dea pocăință și să-i dea mântuire. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate acestea. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați permis să intrăm în casele dumneavoastră. Dorim și cerem din partea lui Dumnezeu pentru toți cei care ne urmăriți mult har, pace, binecuvântare, multă sănătate și binecuvântare.
să ne vedem.